Polițiștii au luat atitudine și au început să deruleze altfel de acțiuni pentru a atrage atenția copiilor asupra importanței prevenției în violența domestică, reprezentată prin orice agresiune fizică, psihică, sexuală sau economică, săvârșită cu intenție de către un membru al familiei împotriva altui membru al aceleiași familii. În acest sens a fost pusă în scenă o situație în care un părinte își agresa copilul în parc și, pentru a nu avea un impact negativ asupra copiilor, acțiunea s-a încheiat prin dans. După cum știți, violența în România este reală. Prin ceea ce fac copiii, vrem să sensibilizăm opinia publică. Vrem să înțelegeți că orice comportament abuziv care ne pune în pericol viața, suveranitatea, integritatea, nu trebuie să-l tolerăm. De ce nu înveți? Niciodată nu ești nimic. S-a spus de atâtea ori să plângi la sânge. Da, ce vreți să vedeți vreo asta? Ce vreți? Da, ce vreți? Da, ce puneți mâna pe mine? Luați mâna de pe mine! Nu vă permite! Nu se poate, nu se poate, nu meriți-vă! Nu se poate! Cum, doamne? Unde luați? Dați-mi copilul! Doamne, dați-mi copilul înapoi, luați mâna de pe mine! Doamne, luați-mi copilul! În parcul Tineretului din municipiul Slatina, polițiștii compartimentului de analiză și prevenire a criminalității au organizat și desfășurat activități artistice cu copiii care activează la Palatul Copiilor Adrian Băran din localitate, dar și cu membrii ai școlii de dans MGV. Printre invitații care au participat la această activitate a fost și actorul Tudorel Filimon, cunoscut mai degrabă drept Nea Popa din serialul La Bloc. Acesta a considerat acțiunea reușită și a condamnat promovabilitatea știrilor agresive. Este o acțiune reușită, dar trebuie să vorbiți și dumneavoastră, pentru că sunt mai în măsură decât mine să faceți treaba asta, să vorbiți și la nivelul mass media, adică televiziunile, încep știrile cu violențe. Copiii se uită mai ales la știrile de seară. Hai că, pe urmă, ei se cumpă în timp. Dar avem numai violențe, bătaie, omoruri, fel și fel. Trebuie copiii, trebuie ca să... Adică ar fi niște emisiuni care să aibă fiecare rubrica ei. De exemplu, să fie violențe în familie. Și aia o dai de la 11 seara sau de la 10 jumate. Trebuie ferit cât mai mult de copii. Activitățile din municipiul Slatina au fost desfășurate cu sprijinul Inspectoratului de Jandarm Județean Olt, Primăriei municipiului Slatina, dar și cu sprijinul unor societăți comerciale. Totodată a fost organizat și un cross cu premii la care au participat elevi din cadrul mai multor școli gimnaziale din Slatina. La final, toți participanții la cross au fost câștigători și au primit diplome de participare și dulciuri.